creat această grupă de copii la Cisei Otopeni? Această grupă de copii la Cisei Otopeni s-a creat în primul rând faptului și mulțumim pe această cale domnului primar Gheorghe Constantin Silviu. El m-a cooptat pe mine făcând ciclism la Dinamo, la juniori. Știind acest lucru, m-a cooptat și mi-a propus dacă m-ar interesa să fac școala de antrenori. M-a trimis la școala de antrenori, am făcut 2 ani școala de antrenori, după care am început să caut copii prin școli, cu fluturași, cu vorbă, cu... și ușor, ușor am început să-i adun, să fac această echipă minunată de copii, de 7 copii, 7 sportivi. Am încercat să-i țin uniți și să facem ciclism de performanță. Cum se pare ideea federației? În ultima perioadă au început să organizeze destul de multe competiții la nivel de copii. Se simți că la nivel de copii au început să se mai miște lucrurile? Da, foarte mult. Federația ne ajută, colaborăm. Domnul Traian Goga, secretarul general, care este de specialitate, colaborăm foarte mult. Am licențiat copiii, toți sunt licențiați. Colaborăm, se fac concursuri, se caută sponsori. Deci federația împreună cu clubul nostru sportiv Cisei Otopeni fac eforturi cu primăria ca noi să avem concursuri, să avem deplasări. Deci la nivel de federație și cluburi este o colaborare foarte strânsă, de aceea plecăm de jos de la copii ca să ducem ciclismul acolo unde este un sport complex, minunat, dar care s-a cam pierdut. Acum a început să ia amploare, noi spunem că suntem pe drumul cel bun și de aici trebuie început, de jos, de la copii și juniori. De ce te-ai apucat de ciclism? Am văzut la ceilalți și am vrut și eu să încerc. Și pentru că îmi place. A făcut cineva din familie la tine sau pur și simplu nu știu, ai văzut o prietenă. O prietenă. Am început și după aceea am mers și eu și am făcut împreună. Am încercat mai multe sporturi, dar asta îmi place cel mai mult. De cât timp faci ciclism? Ciclism fac de un an. Nu făceam niciun sport și mă plictiseam și am să mă apuc de ciclism, fiindcă am văzut un anunț. Și ce ți-a plăcut cel mai mult la ciclism la început, prima dată când te-ai apucat? Șoseaua și sprinturile. Ce-ți place cu tare? La vârsta asta ce-ți place? Atmosfera la concurs și că mă distrez.